Potrivit unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, între 9 și 13 septembrie 2019, în județul nostru va avea loc un amplu exercițiu național de mobilizare, intitulat MOBEX 2019. Este o activitate complexă în cadrul căreia vor fi controlate, verificate și îndrumate cele mai importante instituții publice din județ, adică serviciile deconcentrate, precum și unitățile administrativ-teritoriale și operatorii economici cu sarcini în planurile de mobilizare și rechiziții. Practic, o echipă interministerială formată din circa 50 de persoane va verifica modul în care sunt puse în aplicare documentele de nivel strategic de la nivelul județului nostru. O echipă interministerială formată din 50 de persoane se va deplasa în județul nostru și vor verifica modul în care se pune în aplicare atât planul de mobilizare al județului, cât și planul de rechiziție. Implicate ca structuri în această activitate sunt, în afară Consiliului Județean, instituția prefectului și structura pe care o reprezint de probleme speciale și rezerve de stat, primăriile din județ, toate serviciile deconcentrate. Exercițiul din acest an va avea și o aplicabilitate practică și nu doar teoretică, așa cum se făcea până acum. Astfel de exerciții de mobilizare națională au loc din 10 în 10 ani. La nivelul tuturor UAT-urilor va trebui numită în acest sens o comisie pentru probleme de apărare.